7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Odată ieșiți din petreceri, în sfârșit avem timp să ne gândim la ceea ce se întâmplă în vârfuri, acolo unde se iau decizii care ne vizează pe noi în primul rând. Pentru că dacă greșesc, clachează cei de la guvernare, noi o să suferim, contribuabili. Despre asta discutăm, cu cine aflați imediat. Și de la capăt. Ninsoarea, ca și politica, e capricioasă. Și după vacanță e deosebit de dificil să intre în pâine, cum se spune pe românește. Dar o să încercăm să ne uităm la ceea ce se întâmplă în jur, ceea ce fac politicienii și cum asta impactează viața noastră cotidiană. Și discut astăzi cu analiștii noștri musafirii prezenți mereu la Europa Liberă, Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru, chiar în tandemul ăsta. Întâi și întâi, vreau să vă întreb, nu cumva populația este prea calmă și prea liniștită și se crede pusă la adăpost de marile evenimente care sunt destul de aproape de granițele Republicii Moldova. Adică dacă ar fi, să zicem, ca la Petrescu, da, cum e ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, cum s-ar comporta populația? Mă refer la faptul că toți vorbesc de un pericol de război, încearcă să îl stăpânească pe stăpânul de la Kremlin, îl amenință cu sancțiuni, anturajul lui răspunde foarte obraznic, dar foarte obraznic. Adică analiștii din Ucraina spun este la un pas. Vine Kazahstanul, dă peste cap planurile lui Putin, adică Ganapolski la noi într-un interviu spune clar, deci ceea ce s-a întâmplat la, și nu doar el, Hodorkovski, ceea ce s-a întâmplat la Almată arată că o termină rău, până și un Nazarbayev care s-a cucoțat pe postamente. O termină rău. Și atunci populația care na, justificat se plânge că sunt gropi în asfalt sau că nu e destul de iluminat blocul, oare nu e exagerat de calmă? Bun, acest calm se explică în câteva modalități. În primul rând, noi vedem că autoritățile sau guvernanții din Republica Moldova au o abordare destul de pasivă a evenimentelor care se întâmplă în această regiune. Adică nu îi vedem agitați. Noi știm... Dar poate asta și e bine, că nu induc panică. Da, asta și vreau să zic. Noi știm că ei discută despre lucrurile grave care se întâmplă în regiunea noastră, dar nu scot asta în afară. Asta e un moment. Al doilea moment, populația din Republica Moldova este acum preocupată de o altă problemă care îi doare mai tare decât ceea ce se întâmplă. Poveni factura? Da. Exact asta vreau să zic. Facturile care sunt stresante pentru foarte mulți consumatori din Moldova. Dar mi-a ce cifre ai acolo? Oi, mare, 5.300. Da. Și un coleg a zis că are 8.000, deci mi-a încă noi. Nu, eu am făcut economii și la mine casa e mai economă, probabil, dar oricum e o cifră care și pe mine m-a șocat un pic. Eu mă așteptam la o creștere, dar nici chiar atât de mare. Dar e ok, eu mă descurc, nu e o problemă. Dar eu cunosc deja familii care
întâmpină probleme în sensul ăsta cu achitarea facturii pentru luna decembrie. Și aici vreau să mă întreb, populația face legătură între factură, gaz, între Donbas, între Putin, între negocierile lui Andrei Spânu cu Gazprom? Înțeleg ce vreți să spuneți. O parte a populației, da, înțelege lucrurile astea în sens mai larg, așa cum sugerați dumneavoastră, că sunt jocuri, că sunt, este un fel de șantaj din partea Rusiei și această felie de populație e destul de mare, care înțelege aceste jocuri și ne dăm seama că acești oameni sunt destul de mulți din reacțiile pe care le vedem la mesajele care apar pe rețelele de socializare. Există o altă parte a populației care este mai supărată și care sunt probabil cei cu venituri mai mici, care nu au soluții economice pentru a-și rezolva această problemă și ei privesc lucrurile cumva mai îngust, mai reieșind din buzunarul propriu. Acești oameni nu reușesc să vadă dincolo de, să zic așa, granițele Republicii Moldova și ei pun cumva vina pe guvernarea de la Chișinău. Și nu interesează cât de complicat le este lor viața. Da, că n-a negociat bine Spânul, că așa mai departe. Adică nu și ignoră în genere ceea ce s-a întâmplat în Kazahstan, pentru că în Kazahstan lucrurile au pornit anume de la facturile pentru gaz și de la creșterea tarifelor a prețului. Într-o țară petrolieră. Da, într-o țară petrolieră, da. Și evident că oamenii care au aceste nemulțumiri, ei au tendința de a pune vina pe guvernare în situații de genul ăsta, fără a analiza geopolitic și strategic lucrurile. Nicolae, ar putea populația să fie mai solidară un pic, măcar cei care au votat-o pe Maia Sandu, să o înțeleagă că Andrei Spânu și premierul nu sunt în situația foarte confortabilă să negociez acum cu Gazpromul chiar și această amânare de plată prealabilă, în condițiile în care Putin se trage de șireturi cu America și Europa. Eu își face o precizare, de exemplu, factura noastră nu s-a schimbat. E 1600, așa cum am fost și anul trecut. Sunt diferite categorii de populație și ele resimt această majorare în mod diferit. Asta de aceea, pentru că dumneavoastră ați... Eu stau la bloc. Ați făcut consumul tradițional și compensarea... Da, v-a redus, da. Și compensarea a redus, din această majorare. Și eu cred că cetățenii care au consumat o anumită limită de gaze, desigur că nu au avut de suferit așa de mult ca cetățenii care stau, să zicem, în case la sol, consumă mai mult și așa mai departe. Dar guvernarea, din punctul meu de vedere, și am vorbit nu o singură dată, ea nu anticipează evenimentele, ea merge în urma evenimentelor, ea ar trebui să-i explice cetățenilor ce se întâmplă, chiar și pe plan extern, ce se întâmplă la Geneva, la Bruxelles, lucrurile astea nu se spun la noi, nu se discută despre aceasta la noi, iar ceea ce se întâmplă în exterior are un impact foarte mare și în interior. Dar mai mult decât atât, eu văd că nici politicienii noștri parcă s-a aflat în univers paralel, am scris despre asta. Parcă nimic nu se întâmplă, parcă a spus doar președintele exercițiu a OSCE, domnul Zbigniew Rau, că în acești 30 de ani Europa niciodată nu a fost atât de aproape, OSCE de fapt, atât de aproape de un război. Această confruntare, aceste, așa zice, negocieri doar au ieșuat, lucrul ăsta iarăși la noi nu se prea vorbește, au ieșuat, s-au despărțit
nu se știe ce va, așa a spus Moscova, Putin așa a spus că nu se știe, adică vom vedea noi ce vom face. Un reprezentant al Moscovei, Glușco, dacă nu mă înșel, a zis că dacă Rusia se va simți amenințată, ea va întreprinde măsuri, cum s-a exprimat el, tehnico-militare, voieno-tehnicische mere. Ce înseamnă asta? Când se va simți amenințată? Ea deja se simte odată ce a lansat acest ultimatum și odată ce a pus cuțitul la gât Ucrainei, a masat atâtea trupe și iată, acuș năvălește peste frontiera Ucrainei. Păi, apropo, dacă politicienii, eu de asta v-am invitat pe dumneavoastră, în lipsa unui discurs al politicienilor, dumneavoastră vă rog să ne spuneți dacă trebuie făcută legătură între ceea ce spune Peskov, acest Grușco, ministrul rus de externe, și situația, după mine, delicată, ca să nu-i spun dramatică, a lui Andrei Spânu, care trebuie, iată, să ceară de la Gazprom o amânare. Păi de ce face Spânu? Spânu tace, el nu explică ce se întâmplă. Politicienii care înțeleg, ei nu sunt interesați să explice cetățenilor. Eu văd că reprezentanții ai partidelor pro-europene care ar trebui să înțeleagă ce reproșează guvernării, ce reproșează Maia Sandu, că nu, că a întârziat cu negocierile, că nu a mers de fapt așa, nu a mers în Chine. Că nu a mers în Chine la Putin, că nu a numit un reprezentant de nivel suficient pentru Gazprom să meargă la aceste negocieri. De fapt, repetă, reprezentanții opoziției pro-europene repetă argumentele lui Dodon, ceea ce pe mine mă miră într-un fel. Ei doar știu că au fost asemenea presiuni, au fost condiții geopolitice puse la aceste negocieri și dacă făcea concesia actuală guvernare, atunci presul era mult mai bun. Așa, de pildă, ca în Serbia sau, să zicem, ca în Germania. Germania au făcut concesii mari. Serbia au făcut concesii mari. Ungurii au făcut concesii mari. Să facă, consider opoziția noastră pro-europeană că și actuală guvernare trebuie, de pildă, să accepte acest plan de federalizare a Republicii Moldova. Trebuie să accepte legitimarea, că asta a scris Financial Times, a scris domnul Socor, care e un analist foarte informat. Trebuie să accepte legitimarea armatei trupilor ruse pe teritoriul Republicii Moldova, sau nu trebuie? Adică mai să facă ceea ce n-a făcut Voronin. Da, trebuie să accepte deschiderea aeroportului de la Tiraspol, sau nu trebuie să accepte? Trebuie să accepte ca Rusia să medie relațiile noastre cu Uniunea Europeană, sau nu trebuie să accepte așa ceva? Ar accepta domnul Năstase, de exemplu? Mie îmi pare că nu. Și atunci, dacă nu, stai și te întrebi. Ori ei sunt irresponsabili, ori încearcă să profite de această situație critică, dar e foarte critică, e pe muchii de cuțit, încearcă să profite ca să-și atragă simpatia electoratului pe care l-a pierdut. Dar într-un fel e justificat acest, cum să vă spun, moment de renaștere a pasărei Phoenix, pentru că consideră platforma, da, Maia Sandu nu s-a împărțit cu portofolii ministeriale și poate ei ar fi făcut mai bine. Oare ar fi făcut mai bine dacă împărțeau portofolii vitale? Eu nu știu dacă frustrarea celor din platforma, da, este atât de puternică încât să pretindă la portofolii guvernamentale. Dar au spus că pretind. Au spus că ar fi de acord dacă îi s-ar da. Andrei Năstase, Slusar, de exemplu, Andrei Năstase a spus că vrea funcția de procuror general, mai nou, ultima dată, că el a mai vrut și alte funcții mai înainte. Da, bun, eu nu cred că celor din platforma, da, le-ar conveni acum să intre într-un fel sau altul la guvernare împreună cu PAS, pentru că noi vedem din discursul pe care l-au ei, că ei și-au asumat plenar rolul de opoziție și încearcă să
exploateze gafele pe care le comite PAS-ul, în speranța că vor reuși să devină în timp, până la următoarele alegeri parlamentare. Și aici întrebarea unui filistin care stă la televizor. Oare, dacă Năstase o să facă proteste, de altfel, împreună cu stânga, socialist sau cu unii proruși camuflați, oare de la asta, de la presiunea asta, premierul o să aibă mai mulți bani, Andrei Spân o să aibă mai multă libertate să negocieze? Eu nu cred că se va ajunge la proteste. Eu nu cred că platforma își dorește proteste împreună cu stânga, în primul rând. Bine, și nu cred... aceeași coloană, dar... Am înțeles. Peste o duminică tot un as sau pe alt colț de stradă. Da, da. Și nici nu cred că populația ar fi dispusă să iasă acum la proteste. Eu înțeleg că nemulțumirea există. Dar există și o foarte mare doză de înțelegere a lucrurilor care se întâmplă și eu nu cred că ar ieși la proteste suficient de multă lume ca să pună presiune reală pe guvernare. Guvernarea trebuie să țină cont de această nemulțumire care există în societate față de facturi și față de și ea trebuie cumva să le amortizeze această nemulțumire, indiferent cum, prin compensații sau prin alte modalități care, prin care să ajute familiile sărace. Dar de proteste eu nu cred că societatea este dispus acum să iasă la proteste în Republica Moldova. Antivaxerii o să iasă oricum. Ei, Occidentul dă foarte bune exemple. Acum, decizia asta a magistraților din America tot o să încurajeze, probabil. Dar nu știu... Mișcările astea. E bun, întotdeauna într-o pădure o să se găsească și copaci care o să se usuce la un moment dat. Da, și bănuiesc riscant că... Riscant proverbul ăsta. Am impresie că dumneata la un moment dat o să rămâi uscătură. Cel vaccinat. Dar nu cred că sunt suficient de mulți, asta vreau să zic. Dar întorcându-mă un pic la ce discutați, eu cred că... guvernarea a greșit din start când a început să comunice despre această criză a gazelor și felul în care și despre felul în care se negociază cu Federația Rusă. Deci ei au avut domnul Spân în mod special a avut un mesaj gen că noi avem negocierile poartă au un caracter economic, comercial, doar, comercial, da. Just business, da? Adică nu există condiționalități politice. A spus-o cu text clar că nu există condiționalități politice din partea Rusiei și abia alaltă ieri Dan Perciun și Radu Marian au venit cu acele postări pe Facebook în care explică că da, într-adevăr, voi nici măcar nu știți cum s-a negociat și ce condiții politice legate de problematica transnistreană au pus rușii, încercând cumva să le dea replica celor care îi critică pentru faptul, pentru felul în care au negociat. Deci au avut mesaje duplicitare, ca să zic așa. Imaginați-vă că sunteți în locul lui Spână. Dar ați ieșit din sală. Acolo v-a pus sula în coasă și v-a spus dacă scoți un cuvânt, nu vezi gaz în general. Să închidem gazul. Și tu ieși și spui, domnule, da, formula e sub clauza confidențialității, noi speranțele sunt mari, poate o să ieftinească. Asta spui, dumneata. Ok, dar partidul din care cărui secretar general este domnul Spânul, trebuia să aibă grijă ca la timp să vină cu mesajul politic. Da, el este negociator, el are scopul ca să semneze acel protocol. Dar, din punct de vedere politic, partidul trebuia să acopere acest acest gol. A sugerat Natalia Gavriliță la Bruxelles da. În prezența doamnei von der Leyen. Asta a fost. Da, a spus că au existat presiuni politice și președinta Comisiei Europene a spus și ea că adevărul au fost presiuni. Este că, și de asta vă întrebam, măcar susținătorii partidului la recentele alegeri sau cei care au susținut-o pe Maia Sandu și în mesajul de anul nou, Maia Sandu i-a îndemnat
dacă mă sprijiniți în continuare și partidul din care am făcut parte și care m-a adus în această funcție, hai să manifestăm un pic de solidaritate, pentru că nu de viață bună au pus asemenea tarife, nu de viață bună negociază din această poziție cu papucii foarte strânși cu Gazprom-ul. Nu cred că da, ar negocia mai bine, socialiștii la sigur ar negocia mai bine, da? Zinaide Greceanu știe de unde iese Gazprom-ul? Da. Și ar negocia mai bine, dar vorba ce spune Nicolae Negru. Dacă vrem să mergem pe calea concesiilor, pe care, repet, le-a respins comunistul Vladimir Voronin, da? Atunci populația trebuie să înțeleagă care este bine, balanța. Dar cine a vorbit despre existența unui astfel de plan a rușilor? În afară de domnul Socor, deci eu nu am auzit un exponent a PAS-ului. Bun, aseară, cumva, domnul Perciun a încercat, cumva, să, dar tot n-a spus clar că e rușinat. Când a ajuns, spunea la par. Da, dar a sugerat că ar exista o astfel de inițiativă. Adică partidul trebuia să vină să spună... Muncă de exact. Acoperire. Și încă o nelămurire pe care eu am avut-o, deci Consiliul Suprem de Securitate s-a convocat pe data de 4 ianuarie, și au discutat despre o nouă criză a gazelor. Atât ni s-a comunicat după acea ședință. După care, abia pe data de 11 ianuarie, a ieșit domnul Spânu în conferință de presă și ne-a spus, deci, o perioadă în care noi sunam la guvern, spuneți-ne în ce constă criza gazelor de data asta, ca să aflăm abia pe data de 11 că rușii au scumpit gazul cu $200. Asta recunosc și eu în redacție la noi încercam să gândim o versiune și eu bunoară mă gândeam că probabil nu adună banii pe care iată trebuie să-i dea și să gândesc cum să taie din antireul lui Arvinte, dar și eu aveam nemulțumirea asta că versiunea nu trebuie să o inventăm noi în redacție. Dar sulă e în coaste, e adevărat, e în coaste, guvernarea nu poate vorbi. Dar eu cred că există modalități prin care se transmită un anumit mesaj cetățenilor. Iată acum, la plesneală, cum s-ar spune, s-a găsit domnul Radu Marian, Perciun. Dan Perciun, dar de ce până acum nu s-au găsit? De fapt, nici până acum nu este clar. Circulă niște informații, facem niște deducții, vedem cum se comportă Rusia. Și da, e plauzibil că Rusia dorește acum o rezolvare rapidă a conflictului, așa cum i-ar plăcea ei. Desigur că nu o rezolvare în interesul Republicii Moldova, dar o rezolvare în spiritul tocmai ultimatumului pe care l-a pus acum Occidentul. Și putem deduce sau putem ajunge la concluzia că ar exista undeva în culise niște negocieri sau niște propuneri de ale Moscovei către Statele Unite, către Bruxelles, Germania, jucătorii cei mai mari, să le spune pur și simplu, zice, hai să rezolvăm această problemă transnistriană. Iată, eu propun una, două, trei și poate să existe această tentație din partea partenerilor noștri strategici. Zic, de ce nu? Păi dacă vrea Moscova acum, federalizarea, cuvântul federalizare nu va exista acolo, trupele ruse puțin acolo, păi bine, vor sta încă 15-20 de ani. Asta ar putea spune niște politicieni neexperimentați. Cei experimentați ca domnul Blinken, de exemplu, ar zice că, păi, dacă lăsăm noi pe 15 ani trupele ruse pe Nistru, nu mai pleacă ele, așa cum a spus domnul Blinken despre trupele ruse în Kazahstan. Deci, ceva trebuie să facă guvernarea. Această lipsă de transparență, paradoxal, dar
Și i-am mai auzit mai mulți colegi spunând că această guvernare este mai puțin transparentă, deși e pro-europeană, nimeni nu are îndoieli, dar e mai puțin transparentă decât alte guvernări, chiar guvernări a lui Dodon, de exemplu, a lui Plahotniuc. E adevărat că transparența avea și atunci o anumită limită. Ambalată puternic în propagandă, da. Ambalată în propagandă, ambalată în culioace, să spunem. Așa, ambalat în conturi prin Bahamas, este adevărat. Dar, iată, cum se rezolve această problemă? Fiindcă nu numai în domeniul ăsta există, are o problemă guvernarea de azi, dar ca să ne întoarcem la împărțirea turtei puterii, da, din punctul meu de vedere s-a făcut o greșeală. Eu așteptam totuși, țineți minte când a venit Voronin la putere în 2001, mm-hmm. El a fost surprins de numărul de mandate și era un partid încă destul de firav. Și PASE este un partid firav. În cazul de față, ce aș fi făcut eu sau ce a făcut Voronin? Voronin a început să smântânească, adică a început să ia cadrele cele mai bune, nu se uita în partidul cu tare sau fără partid. Eu mă amintesc cum stăteam cu gura căscată și așteptam cine o să fie premier. La ușă unde stăteau la Parlament și decideau. Și când am auzit numele Tarlev, sigur că toți am rămas mască. Da, de unde s-o luat? Directorul de la Bucurie. Da, de unde s-o luat, da, e adevărat. Mie mi se pare că dacă PAS este un monopol și este un monopol politic acum, ocupă, să zicem, aproape toată scena și dintr-o parte și din alta parte, trebuie să-și elaboreze o tactică, o strategie corespunzătoare. Nu există această, eu nu văd această strategie. Dacă lua, de exemplu, pe Slusar, de ce nu? Dar dacă lua pe Igor Munteanu, de exemplu, sau sunt persoane foarte bine pregătite în PPDA, în platforma. Răspunsul lor este nu luăm pentru că ne asumăm responsabilitatea. În schimb, luăm, păi, oricum responsabilitatea rămâne a ta. Da. Dar dacă iei pe cineva care, a cărui calitate, singura calitate e că el e nou, că e anonim, atunci e mai bine. Sau vezi ombudsmanul. Sau, bine... Mai sunt exemple. Da, deci, și ei se plâng destul de des, să-i auzim că nu au suficienți oameni și oamenii pe care ei îi invită în diferite funcții, da, chiar la refuză, guvernii... adică nu vor să meargă acolo pentru că se simt bine în societatea civilă, lucrează pe proiecte și, da, pe de altă parte, există specialiști foarte buni în alte partide care ar putea fi cooptați, oameni bine intenționați care ar face treabă bună în anumite funcții. Da. Situația asta foarte dificilă în care se află, cum spuneți dumneavoastră, cu sola în coaste, îi încurcă mai ales să livreze ceea ce au promis, lupta cu corupția, prinderea coțcarilor. Bine. Nu? Eu am fost de la bun început sceptic când s-a mers pe aceste promisiuni, să ridicați ștacheta. Noi o să venim și imediat rezolvăm totul. E un domeniu foarte dificil. S-a dovedit a fi chiar mai dificil chiar, decât credeau chiar, pe bune? Evident. Dar chiar exemplul Albaniei pe care acum îl aduc. Atunci vorbeam despre exemplul Albaniei. Nu e așa de simplu. Aceste filtre, sau să zicem, această curățare. Vetting. Da, vetting, sau cum mai zic eu. Nu e atât de simplu, durează și mai ales trebuie să o faci cu materialul clientului. Care arată o rezistență exemplară. Care arată o existență, nu că exemplară, dar cum spun, atâta ingeniozitate, e talent, că trebuie totuși să ai talent în această privință și practică, dar practică au bună. Da, ceea ce pe mine, apropo, mă pune pe gânduri și chiar mă sperii că te așteptai de la ăștia cu școală sovietică, îmbătrâniți în răle, încremeniți în răle, dar ăștia tineri deja
sunt atât de ingenioși și șmecheri la driblat puterea că... Au învățat, iată, cazul Vasile Costiuc, de exemplu. De ce trebuia să vină dimineață, desde dimineață, încă oamenii nu se duc la prășit? De ce trebuia să vină să-l aresteze, să-l spere pe omul ăsta? Dă bine la televizor. Dă bine la televizor și nu prea bine. Dă bine și, într-un fel, pentru niște oameni care nu cunosc, dar pentru cei care cunosc, ei pot să zică, păi, începi spectacolul. Ei o să zică ceea ce a zis Mariana Rață. Da. După ce l-ați lăsat pe Cafcaleoc, bine mersi să plece, și el de acolo boierește, ne tipărește așa pe umăr, zice... Pe Platon l-au lăsat, da. Pe Andronache l-au lăsat, pe cine mai sunt acolo, pe mulți i-au lăsat, chiar pe Plahotniuc începând cu el. Da. Da. Nu mai vorbim de Șor, de acum e o rușine în... acest caz, ca, da. Poate Topalos fie adus înapoi acasă să dea seama, dar eu cred că el e înarmat cu argumente juridice. Ei au pornit și noi toți ne amintim mesajele actualei guvernări că noi vom băga la dubă pe cei care au furat țara și ei pe calul ăsta au venit la guvernare. Acum ei au fost atrași în... aceste noi crize energetice și așa mai departe, și s-a deviat un pic de la scopul lor principal de luptă cu corupția. Eu sper foarte mult că procesele pe care le au în interior, ele continuă pe segmentul justiției, reformării justiției și acelei reforme pe care ei ne-au promis-o, și segmentul economic, blocul economic din guvern se ocupă de această criză energetică. O să treacă iarna, probabil o să vedem și sau o să revină la această luptă, acea luptă anticorupție pe care ne-au promis-o. Eu sper foarte mult. Mai am o întrebare principială. Activizarea lui Ion Ceban, primarul, care întâi cocheta, spunea că nu îl interesează politica, îl interesează doar trotuarele, și acum a zis, enough, dăm jos guvernarea. E clar, Ion Ceban este noua miză a Rusiei în condițiile în care Igor Dodon și PSRM-ul vedem că s-au dus la fund. Dar se mai coagulează ceva paralel, ori e același lucru? Păi nu știu, eu am văzut... Acolo unde a ajuns și Chicu și... Eu am urmărit câteva transmisiuni live a lui Ion Ceban de la ședințele primăriei, unde el se rățoia la actuala guvernare. Și ce am sesizat e că destul de mulți oameni din PSRM puneau inimioare la acel live, inclusiv purtătoarea de cuvânt a lui Igor Dodon. De asta zic că s-ar putea la un moment dat o parte sau toți să treacă cumva în tabăra lui Ion Ceban atunci când această structură politică va fi creată pe bune. Da, dar întrebarea mea era de ce Ion Ceban n-a mers acolo în fruntea acelui partid să-l scoată din situația de impas? E prea înglodat și e prea compromis? Pentru că acest partid nu mai poate fi salvat. Și Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor, el era destinat pentru un segment de electorat în vârstă, ca să zic așa. Acel electorat dispare fizic la un moment dat și ei sunt conștienți de lucrul ăsta. Nu degeaba Ion Ceban îl vedem cu mesaje reformatoare, că limba română. Limba e română, deja nu mai este așa. Deci el își schimbă abordarea și mesajele și da, este politicianul care va face o poziție clară de aici încolo. Și va aspira centru? E, probabil... Nu se va băga peste comuniști? Nu cred. Eu cred că el va tinde să aspire și centru și stânga. Am înțeles.
Adică Partidul Socialiștilor Liber poate să vină să-l ia înapoi domnul Valentin Crâlov și cu Veronica Abramțu. Ca să-l mai țină de exemplu, da, juridic. După ce l-a adus la așa culm domnul Dodon. Dumneavoastră ce credeți despre un partid care rămâne fără lider, un partid chiar și parlamentar fiind, rămâne fără lider politic, și să fie condus de un consiliu. Da, deci, e bizară e clar, formula asta, mai ales... A dispărut locomotiva, a dispărut și trenul. Am impresia că până și Partidul Ușor e mai organizat, e mai cu oase decât... Dar, mă rog, e treaba lor. Dumneavoastră ce credeți despre ce se profilează în jurul lui Ion Ceban? Bine... Înainte de, cu mult înainte de a face domnul Ceban această declarație, se zvonea că o să-și formeze un partid. În afară de asta, după felul cum se răsoia el, după felul cum ataca guvernarea, adică căuta scandal, iarăși se vedea că omul e pregătit. Se pregătește să intre în politică. Da, sunt de acord, el nu vrea să îmbrățișeze Partidul Socialiștilor, adică într-un fel să ia scaunul lui Dodon. Dodon este compromis și orice ai pune în vasul acela, oricine l-ai pune pe scaunul acela, o să fie pătat, adică o să fie compromis, nu poate să restabilească faima de cândva sau să zicem intențiile de vot care existau cândva față de Partidul Socialist. Mai ales având dulti Voronin alături și da, mereu făcând poante. Da, mereu. Voronin face niște figuri ciudate acolo, nu e clar care e rolul lui, ori să sprijine, ori să doboare până la urmă. Păi, din start era foarte circumspect. Parcă un fel de cal troian acolo, da. în Partidul Socialiștilor. Deci e natural într-un fel, e firesc ca domnul Ceban să pornească un proiect nou, cum se spune la noi acum. Eu cred că el țintește electoratul, o parte din electoratul socialist. El nu o să fie așa de deschis pro-rus cum a fost Dodon, nu o să facă aceste declarații pe care, stupide, pe care le făcea Don, de exemplu, că el o să testeze vaccinul pe propria piele și așa mai departe. Multe lucruri... Și nici nu o să stea alături de Putin în singurătate. Țineți minte la Alexandru Schisat, da, singurul care a venit la ceremonie. Comportament zănatic, ciudat, extravagant, umilitor a avut Dodon. Cred că Ceban nu vrea să fie în pielea lui Dodon și de aceea e mai spălățel, mai pro-european, nu contactează. Tolerant cu românii, da, când zice avem oraș înfrățit. Da, merge la Suceava, merge undeva în Tver sau Punea, a mai fost într-un oraș, nu știu unde, la 4.000 de kilometri. Urengoi, dacă nu mă înșel, la 4.000 de kilometri s-a dus, la peste 4.000 de kilometri, să înfrățească, să ia experiență. Nu știu ce experiență poți să iei de la un oraș, dar asta e, cum să zic, e politică, asta e propagandă, el lucrează. Nu știu pe cine va lua, cred că el va selecta într-un fel, nu-i va lua pe toți. Nu știu dacă îl va lua pe Furculiță, pe ăștia care cu Bahamas, care de acum sunt compromiși, cred că el va filtra. Mai e un indicator care tot mi se pare ciudat. Felul în care se comportă Partidul Socialiștilor. Senzația pe care o am eu, ca moderator de emisiuni, care invit oameni la emisiuni, este că lor li s-a spus, voi trebuie să dispăreți. Deci, noi îi invităm la emisiuni, alți colegi îi invită la emisiuni. Ei pur și simplu au dispărut din spațiul public. Ei nu sunt, ei nu vin la emisiuni, ei nu participă la dezbateri. Ei pur și simplu
de parcă cineva de undeva, probabil, de la Moscova, li s-a spus, voi trebuie să dispăreți o perioadă. Dați mai ca încet, să, că să audă cioban? Da, nu, ei aruncă pielea ca să apară mâncată de mole, știi, când trebuie să o arunci, da, da, gata, ca să scade ea. Să poată să fi văzut cioban. Așa mi se creează impresie. În timpul ăsta, iarăși mă întorc la ceea ce se întâmplă pe dreapta, în special la AUR, unioniști, ce se întâmplă acolo, în câteva cuvinte. Plecarea lui Țicu a dăunat mult sau dimpotrivă? Bine, prezența lui Țicu nu rezolva nimic, s-a văzut în alegeri, deci e normal să se facă niște mișcări, să încerci o variantă, să încerci cealaltă variantă. O să vedem deocamdată, nu se știe ce se face. Pe acest segment lipsește un cioban, lipsește un lider, lipsește o persoană care, dacă vine, ridică steagul în urma lui să se alinieze, în urma ei să se alinieze mai multă lume. Dar pasul lui s-a reproșat în special că nu e suficient de pro-românesc, pro-unionist și... La pas sunt persoane care și suficient de pro-românești. Pasul, așa cum înțeleg eu, nu vrea să se dea de pe centru, vrea să ia și de pe stânga, vrea să ia și de pe dreapta, vrea să ia electoratul PD-ului, pe care îl țintește acum și Ion Cioban. O să fie o luptă între Cioban și Maia Sandu sau între PAS și ce partid va face, ce a numit el mișcarea alternativa noastră sau alternativa națională, e, cred că așa, o Rabocii denumire de început. Da, 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 o denumire de început, încă nu este clar. Dar iată pe acest segment despre care vorbim, până nu apare o persoană, un lider, și lucrul ăsta e caracteristic și fenomenilor politici din Occident. De ce? După alegeri ai pierdut, liderul imediat pleacă, fiindcă lumea îți dă seama că unul și același lider nu poate rezolva toate problemele. Deci nimeni dintre cei care îi avem în garnitura de până acum, Chirtoacă, Munteanu... Păi nu, ei de acum sunt expirați, trebuie să... Dumneavoastră cum vedeți acest segment unionist? Eu nu cred că AUR are vreo șansă să fie să devină un partid puternic, adică în Republica Moldova. Un pol de coagulare acestor forțe, nu? Nu, este structura care poate să coaguleze unioniștii din mai multe considerente și ele țin de trecut și de combinațiile unor personaje din acest partid în perioada regimului Plahotniuc și așa mai departe. Eu aștept cu mare nerăbdare congresul platformei DA. Eu sper foarte mult că ei au înțeles că trebuie să-și schimbe structura și felul în care își construiesc strategia electorală, să sară de pe segmentul de electorat îmbrățișat puternic de PAS și să îmbrățișeze segmentul de electorat unionist. Este din un plângău care poate să coaguleze suficient de puternic electoratul unionist în jurul platformei. Dar eu nu înțeleg de ce ei se feresc de acest mesaj pe care ar trebui să-l transmită cât mai rapid. Și vârsta îl avantajează, trebuie să recunoaștem. Lucrul ăsta trebuie verificat. Am vedere că orice persoană, nu e simplu, te-ai uitat la el și zici că ăsta e bun. Sau e bun fiindcă e inteligent, e competent, e activ. Iarăși, alegătorii au un măsurare al lor personal. Nu știi cine câștigă. Poate cineva care e foarte inteligent din punctul nostru de vedere și este foarte bun ca politician, poate să nu aibă priză la cetățeni. Această carismă, așa zisă carismă, nimeni nu o poate defini, dar există. Da, adevărat. După retragerea lui Țicu, eu pur și simplu nu văd un alt potențial lider care să vrea și să aibă puterea să
coopteze acest, să dea o speranță acestui electorat. Să vedem, poate găsesc pe cineva, dar acel cineva trebuie să verifice, trebuie să fie verificat la rândul adevărat. Său. Sunt de acord că s-ar putea face ceva din platforma, da, și e nevoie, e concentrat acolo, un număr destul de mare de politicieni cu calități foarte bune, cu calități foarte bune. Și din plângău am o părere, o opinie foarte bună despre el. Sondajele trebuie să arate, dar sondajele nu arată deocamdată. Vedeți paradoxul. Sondajele nu pot să arate pentru că ei n-au venit cu un mesaj clar că noi suntem cei care vrem să preluăm mesajul unionist. Altceva vreau să spun. Vedeți, scade intențiile de vot pentru PAS. Uh-huh. Sondajele, unele sondaje arată și într-un fel e logic, fiindcă Se erodează. Eu sunt la guvernare, întotdeauna se întâmplă lucrul ăsta. Dar ăștia care pleacă de la PAS nu se duc la PPDA, nu se duc la platforma, da. Sondajele nu arată că ei se aduce. Dumnezeu știe unde să ajungă, da. Foarte da. Nu se știe unde o să ajungă acest electorat care pleacă, care o să plece, fiindcă o să erodeze cu timpul. Și aici vin tocmai liderii vocali, despre care spuneți dumneavoastră și Dinu Plângău, eventual, se va confrunta cu unii foarte vocali, chiar destul de agresivi, și vedem ce lideri sunt pe piață, da? Marina Tauber, Ion Ceban, iată, Munteanu Iuri de la Congresul Civic, etc. Marina Tauber nu aș spune. Eu zic de manieră. Nu atentează niciun fel la electoratul potențial al lui Dinu. Eu zic, iată ce se poartă pe piață. Da. Uh-huh. Iată ce prinde la televizor. Apropo de televizor, asta e corect. Adevărat. Da. Când vă uitați la televizor și vi se spune că vai de mine să scumpește benzina sau că mai sunt gropi sau că e mare problemă cu rata de vaccinare, totuși eu vă îndemn să faceți un pas înapoi sau în sus. Să vă uitați, nu chiar din satelit, dar de la înălțimea dronii, să vă uitați la lucrul despre care au vorbit invitații mei. Când dărătul evenimentelor, știrilor curente, stau niște procese, niște fenomene pe care barem trebuie să le înțelegem și dacă avem curajul să participăm la ele, pentru că ne privește, pentru că ceea ce se spune la adresa, se reproșează pe bună dreptate la adresa guvernării, dacă ei o dau în bară și o dau de gard, suferă nu doar ei, poate cel mai puțin suferă guvernul. Poate cel mai puțin suferă un partid care clachează. Suferă cei care au investit speranțe în ei. Asta contează mai mult și despre asta vom vorbi aici la Europa Liberă. Pe curând! Punct. Și de la capăt.